În data de 22 septembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Cara Severin și procurorii DICOT, Biroul Teritorial Cara Severin, au efectuat 4 percheziții la locuințele unor persoane bănuite de cultivarea ilicită de droguri de risc. În urma activităților desfășurate, polițiștii au ridicat 400 de plante de cannabis în diferite stadii de creștere și prelucrare, bunuri folosite la cultivare și înscrisuri. Gruparea infracțională ar fi început cultivarea de cannabis în anul 2016 în zona orașului Bocșa. Procedeul de cultivare ar fi fost realizat cu ajutorul instrumentelor și produselor specifice culturilor de droguri procurate prin intermediul internetului. Vor fi puse în executare 8 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri și dispunerea măsurilor legale. Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. La activități a participat și polițiști din cadrul structurii de combatere a criminalității organizate din Timișoara, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cara Severin și jandarmi.